Între timp, rămânem la coada clasamentului în Uniunea Europeană în privința salariului mediu, puțin peste 3.500 de lei și a puterii de cumpărare. În același timp, suntem fruntași la impozite pe salarii de peste 40% din salariul brut față de alte țări, unde taxele sunt și de 10%. Potrivit Inspecției Muncii, anul trecut, 1.200.000 de români au încasat salariul minim pe economie, adică 2.300 de lei brut. O parte au primit în plus bonusuri sau sporuri, cum sunt în general angajații din industria ospitalității. În România avem o proporție mare a salariaților care câștigă salariul minim, sunt remunerați cu salariul minim, pentru că avem o inegalitate a veniturilor pronunțată peste media europeană. Lipsa capitalului își pune amprenta pe salariile mici din numeroase domenii, industrie textilă, să spunem, Horeca, da, de cele care folosesc intensiv forță de muncă. De departe, cei mai mulți angajați, peste 4 milioane, sunt cei cu un salariu de mijloc, cuprins între 2.300 și 9.000 de lei brut. Iar la categoria peste 10.000 de lei brut apar aproape 273.000 de români. În ambele tabere sunt mai mulți oameni față de 2019. Dacă înainte de pandemie cântăreau greu bonusurile și primele, acum oamenii pun accent pe salariul din carta de muncă, spun specialiștii în resurse umane. Având în vedere instabilitatea pe care o trăim și prin ceea ce trece și România ca și alte țări, oamenii se uită din ce în ce mai mult la venitul clar de pe cartea de muncă, adică cu cât mă plătiți în fiecare lună. Deja tichetele de masă nu mai reprezintă un avantaj de multe ori, oamenii cumva le integrează într-un venit obișnuit sau într-un lucru obișnuit. Potrivit unei analize, țara noastră este pe penultimul loc în privința puterii de cumpărare, dar pe primul la impozitare. România are cea mai mare taxare pe salarii din Uniunea Europeană, iar impozitele reprezintă un procent de peste 40% din valoarea salariului brut. După noi urmează Olanda și Ungaria, iar la polul opus se află țări precum Belgia și Malta cu 10% și Estonia cu 4%. Din păcate, această povară fiscală mare pe muncă este descurajează investiția și în salariați și investițiile fizice. Însă ce putem spune este că nivelul de trai crește în medie, a crescut în acești 30 de ani de la Revoluție încoace, va continua să crească, nu atât de repede pe cât cresc așteptările oamenilor. Salariul mediu net din România este de două ori mai mic față de media europeană. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.